Mamă, inima mă doare, mamă, inima mă doare, mamă, inima mă doare, lasă-mă așezătoare, la 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 la. Mamă, inima mă doare, lasă-mă așezătoare, la 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 la. Ne-am adunat astăzi la meșteriță în casă, să facem o șezătoare care să promovăm tradiția mai departe a noastră strămoșească și să le să o arătăm copiilor și nepoților noștri în viitor. Am văzut la părinți acasă, mama, mătușă, bunica, care țăsă și mai înainte la tot casă să țăsă, dar acum nu mai țăsă nimeni. Și am luat de la dâns, le-am prins fierul, țăsă, covoare, lanșeni, țonuri. Turiștii, noi am avut turiști și de la Estonia, de la Polonia, de la Franța, din mai multe, de România. Și au venit turiști de la Estonia, când la noi era piscinal de gătit un covor. Și au venit, au văzut cum se gătește covorul, l-am scos afară, l-au văzut la lumină, cum covorul gata țesut și le-a plăcut foarte mult. Adică ei au apreciat munca care am depus-o eu într-o lună de zile într-un covor, tare mult o apreciat. Când turiștii vin la noi în sat, numai decât trec și pe la meșteriță. Când te lovește necazul, tu să nu te dai bătut, nici să nu sfătezi obrazul cât ai avea de pierdut. E o vorbă care spune, fii om bun și treci prin lume. Satul Mihăileni face parte din traseul turistic Stâncile Prutului. Atracția turistică care noi o propunem este Festivalul Covorului, care se petrece pe 20 august. În afară de aceasta, avem meșteri populari care țesă covoare și avem meșteri care lucrează în lemn, în tablă și avem care se ocupă cu croșetat. Suntem în parcul din centrul satului Mihăileni, care a fost construit cu susținerea băștinașilor în cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală. Pentru turiști, noi putem să venim cu aceeași gastronomie a bucătării moldovenești de la țară, care sunt bucate unice în zona de nord. În perspectivă, vrem să deschidem muzeul satului, care a să fie tot în zona aceasta a parcului. Noi avem două săli de ceremonii sau un restaurant și o sală de ceremonii, unde pot să pregătească special pentru în traseu turistic, dacă o să apară cele tradiționale bucate din bucătăria Moldovei. Această pasiune, undeva de vreo 20 și ceva ani, am început de la croșetă. Croșetam fața de masă, traversă, mileuri, probuțică pentru ștergare. Apoi am trecut și la ambrele. Mi-ar plăcea ca turiștii care vor intra în satul nostru, desigur că să intre și în ograda mea, ca să vad lucrările care eu le fac, jucăriile, mai ales pentru copilași. Pentru că un lucru manual nu este ca cel care e cumpărat de pe piață. Desigur, piața este inundată cu hăinuți pentru copii, dar cea care e făcută handmade este făcută cu mult suflet și este deosebită. Nu se face multe ca pe piață. Același model, dar acestea sunt mai individuale. Fiecare lucrare e individuală.
dacă tare, tare dorești ceva să faci în viața asta, nu te opri. Depinde să crezi, adică ce faci, trebuie să crezi asta. Da, chiar în ultimii ani chiar au fost grupuri din Polonia, au fost de la România chiar pe la mine. Dar nu știu că sunt magnet, adică mai mult pe internet, adică mă reclamez și acolo. Și în Moldova și la România. Multe persoane doresc, adică mese și cu scaune, nu le fac scaune, le fac absolut doar mese. Lemn natural, doar lemn natural, lemn frumos, nuc, ulm, arțar. Adică ce-i cel mai urât lemn pentru mine, cel mai frumos pentru mine este, adică când îl combin cu sticla epoxidă. În fotografie este una, dacă îmi vezi în real și pipă-i pui mâna, e 100% că e altfel. În primul și în primul rând este un sat frumos, adică un sat destul de bun. Domnul primar a făcut foarte multe lucruri în satul ăsta care nici nu visa nimeni la așa ceva. Sunt oameni blând, sunt oameni cum se cade, sunt primitori.